Au mâncat niște mericoate și trei prăjite. Ia uite la mine, uite la tine, uite la dânsul, uite la noi. Și Goșa, poate vrei să tragi mă în linie și atunci unde că tu sunt? 2, 2, 2, 1. Noi mai așteptăm o leacă ca să lasă soarele. Bună seara, prieteni! Eu sunt Marcel Lazar. Cine a văzut emisiunile dinainte, erau niște live-uri din pod. Am stat noi și ne-am gândit și am zis că trebuie să schimbăm ceva în toată treaba asta și primul lucru, am coborât din pod, suntem lângă pod, lângă un garaj. Emisiunile nu o să mai fie live ca să putem să le montăm să fie mai succinte și mai frumoase. Și primul invitat pe care am zis să-l și ascultăm, să-l întrebăm ce face, este fratele Gheorghe. Curăția și vămia venene mata te apropie de cei cu adevărat importanță, discerne acest semn adevăr dirijantă. Curăția și vămia venene mata te apropie de cei cu adevărat importanță, discerne acest semn adevăr dirijantă. Curăția. Viața-i viteză ca mașina, tu mai țină frâna. Privește în lung, uite la dreapta, stânga, apoi în sus. Vinge acolo speranța, folclorul mioritic și geopolitica. Cuvinte mari, legendari, mesageri sau lăutari, lumina între tâlhari, lumina între tâlhari. Curăția și văglia de nenemata apropie de cei cu adevărat importanță, discerne acest semn adevăr dirijat. Ei, ei, ei. Uite cum îl atacă pe cel mai slab, ciuculesc ca și corpul din orbul cel bolnav. E grav, e grav, e grav, e grav. Călător, călător, în totul lumea asta e trecător. În goala după moalele pernelor, colo unde suntem lipsiți de somn. În călător. Goala după oarele pernelor. Și dacă prima oară nu, poate ca treia oară da. Fie ca pacea, iubirea și reciprocitatea să cuprindă toată țara. Lacrimile mamelor să le cauzeze doar fericirea. Dragoste la sururi, frăție la frate, lumină la săraci. Direcție celor rătăciți, viață la copaci. Pace la soldați, pace la soldați. Și nu vă mai mâncați ca niște câini. Deșteptați vă români, ne venim pustii, să nu devenim străini. Capacitatea lor e o lida vânai, puterea pământului din Moldova mea. Resursele din țara ta și te pune la încercări ce-ți testează vânai.
oare sunt încercat sau atacat? Încercat de un traseu înnotat. E un curent ciudat, nu te băga dacă nu știa înnotat. Hei, ho, ce s-a întâmplat? Toți caută mereu cine vinovat. Peste mac un telefon avansat, când putea să fii mai conectat. Mă rog, încă o dată. Salut. Ce faci? Cum ești? Ce fac? Sunt bine, uite, am venit. Ai venit la primul non-live, de la, nu din pod, deja din afara podului. Mersi că ai acceptat... Da, mulțumesc de invitație. Invitația, da, că e curajoasă treaba asta. Gheorghe, piesa e super. O să vreau să ne povestești și despre muzică un pic mai târziu, dar la început eu stăteam și mă uitam ce ai mai cântat. De cântat ai cântat mult și despre asta o să vorbim. Dar puțină informație este despre cine ești tu și de unde te tragi. Am vrut să te întreb asta. Unde te-ai născut? Când? Ce ai făcut? Și unde ai învățat? Unde ai? M-am născut în localitatea Băciuia, aici, comuna Chișinău. Și am crescut acolo, da. Am învățat acolo la școală, liceu. Am făcut un an de jurnalism, dacă contează. Da, cum? Unde? Ulim. La Ulim? Aha. Da. Și, nu știu, a doilea an n-am mers bine. Am hotărât să mă ocup de muzică mai... no comment. No comment, aha. Simulare, nu învățământ, dar simulare, ca... Multe chestii de la noi, da, în țară. Și te-ai dezamăgit? Ce ai făcut? Ai plecat după primul an unde? Da, după primul an cred că am învățat încă vreo două luni și am hotărât să mă ocup full-time de muzică. Da, dar știi cum la noi să te ocupi de muzică, nu chiar, nu... Da, cam greu. Cam greu. Da, și... Da, am dat de greutăți, îți dai seama, cu financiare și am fost nevoit să plec peste hotare, că aici câștigul era foarte mizerabil. Și cu gândul că să, nu știu, să-mi cumpăr ceva, unde aparataj. Mai întâi am plecat în Olanda. În Olanda? Da. Aha. Și am lucrat acolo într-o seară, vreo... 3 zile, cred că. Mai mult n-am rezistat. De roșie seara, nu? Sau da, de... seara de roșie, da. Peste 2 săptămâni, da, în 3 zile, deci am spus că după 3 zile m-au dat afară. Aha. Și îți dai seama că am încercat să-mi caut de lucru, dar, da, foarte greu. Da, să punem în paranteză, așa, că contractul care mi l-a propus în țară, era cu totul diferit de care era acolo. Uh-huh. Da, moldovenii și, da, desigur, moldovenii, da, moldovenii acolo fac multe, multe chestii cu moldovenii, da. Uh-huh. Și după 2 săptămâni n-am găsit nimic de lucru acolo. Și m-am hotărât să plec în Italia, acolo era deja mama mea. Și am plecat acolo, m-am stabilit, am început să lucrez, am stat acolo, cred că vreo 9 luni. Și nu știam unde să mă duc, dar eram sigur că trebuie să plec de acolo. Și era prietenul, Ion era în Oslo, Norvegia. Și vorbim cu el și l-a spus, pot să vin acolo. Este și un loc de muncă în bucătărie unde stătea. Uh-huh. Și da, am plecat acolo. Știi cum, ca orice moldovean pleacă peste hotare, imigrant. Am început să lucrez, dar stai să mă lucram o dată în săptămână, uneori două, și banii, da. Veneau tot așa, o dată de două. Da, da, da. Asta în ce ani s-a întâmplat? Asta 3 ani în urmă. Uh-huh. 2018 undeva. Cred că noi atunci, cred că plus minus atunci ne-am cunoscut, nu? Nu, la Pietru, știu că tu erai venit odată. Noi ne-am cunoscut după ce m-am întors. Da, după ce te-ai întors din Norvegia, știu că tu erai postul din Norvegia. Și ai venit acasă și... Da, și am venit acasă cu gândul să mă ocup de muzică, să am încheiat-o cu toate visurile, visele de
făcut bani și m-am apucat de muzică. Cu toate că câștig, știi cum, cam greu, dar important că îi faci ceea ce trebuie să faci, da, și îți manifesti talentul și ceea ce aduci tu pe masă, investiția ta, cumva. Și până acum te descurci? Până acum, da, cu ajutorul Domnului, în voia sorții, așa. O leacă nu în voia sorții, da. Da, muzica și multe altele la noi sunt cam în voia sorții. Ai noroc, bine, ai noroc. Asta, ce ai cântat? Ce a fost prima piesă? Prima piesă a fost o... La mine, de fapt, nu știu, mulți care ascultă, văd, poate să spună că nu înțelege forma sau ceva, sau două acorduri, de exemplu, mai multe, nu știu. La mine mai mult important mesajul și versurile. Mai cânt ceva? Ultima piesă lansată, Roata. Roata. Fratele Gheorghe cu Roata. Viața într-un cuvânt, le-ar fi pace pe pământ. Câte flori în grădina lui sunt, fiecare are locul ei sfânt. Ei, fiecare cu scopul lui sfânt. Ce rost are să dai foc la bunele poduri în spatele tău? Eu pot să mai ignor. Oare că pot să mai ignor? Ce? Oare avem nevoie de război? Oh, yeah. Oare avem nevoie de război? Sub nicio formă, sentiment curat, transparent ca o fantomă. La orizont apare acea slofă, ce într-un moment ne conectează pe toți în veșnicie. Yeah. Viața într-un cuvânt, de-ar fi pace pe pământ. Câte flori în grădina lui sunt, fiecare are locul ei sfânt. Fiecare scopul lui sfânt. Vei tânărul la fugă, dar bătrânul știe drumul. Roata dintr-un colț răsare și din celălalt apune. Atâta distrage ce te abate pe cale. Fii stăpân pe stare. Elimină obstacolele prin concentrare. Elimină obstacolele prin concentrare și determinare. Ca să zăpânești orice poveste ce ți iese în cale. Răbdare. Să
recog fructele la voie, prin focul luptele sau prin bodob ca noie. Frământă murmură în sopote go, îl punem la treabă să facă show. Iată și cadou, vină, pleacă și cadorul, moștenit preistoric, ce luminează taboric, smugând în ceață norii, fiorii, meteorii, zboară pe autostrăzi neuronale. Acolo în adânc am ascunse arsenale. Gheorghe, mie mi-a zis Petru și după asta am găsit și eu, că eu când eram mai mitfel, umblam și eu prin cluburile de hip-hop și de rap moldovenesc. Tu cândva ai fost groparul Lyric. Ce s-a întâmplat? Cum a apărut groparul Lyric? Unde a dispărut? Cum a apărut? A apărut exact cum a dispărut. Eu vreau să fac muzică, de mic îmi plăcea muzica, dar nu eram genul, nu aveam un gen în cap sau... Plăcea multă muzică. Și la un moment dat chiar am apucat să... Când adunăm un gen, un band. Și am cântat un pic, dar știi cum... Unul vrea să cânte la nunți, altul vrea rock, altul pop, altul nu știu ce vrea. Și... Clar că n-a durat mult asta. Și între timp, da, știi, hip-hop-ul era cumva în copilărie, fratele meu asculta, avea CD-uri de la el. Ce ascultați? Asculta atunci, pe vremea ce era, prin 2000, ce era la modă. DMX era apărut, 50 Cent, dar înainte de asta Tupac era american. Top. Da. E bine, mai pe urmă am descoperit, am început să descoper alte chestii mai profunde și mai profund, dar... Da, dar el, fratele meu, lucra în Fruity Loops, programul ăsta în care fac mulți beat-uri instrumentale și... L-am rugat vreo 2 săptămâni, am impresia, că să-mi fac un negativ scânt. Da, și mi-a spus vreo 2 ori, n-am timp și m-am apucat, am intrat vreo 2 ori, n-am înțeles nimic acolo, în programul ăla. Și așa am început să progresez cumva, am înțeles cum să tai un sample, sau cum să compune chiar acolo pe note. Da, eu scream versuri și trebuia ceva muzică. Și ca să nu iau, da, band, îți dai seama, e complicat. Da. Aici în program ai bandul tău, tu poți să faci bas și tot ce vrei. El avea succes, nu? Am văzut că acum pe YouTube piesele au succes. Sincer, nu știu, da, sincer spun, nu m-am gândit niciodată la succes și am aflat că se apreciază, abia mi-au spus băieții că e bun, că nu știu ce, dar nu eram eu, nu credeam, știi? Și am înțeles că se apreciază în unele cercuri, abia acum când m-am întors, acum un an și ceva, când m-am întors înapoi acasă. Am realizat asta. Și, da, asta nu a fost începutul meu. Eu oricum cântam alte de chestii, ce blues. Serios? Da, reggae am cu 10 ani în urmă înregistrare. Serios? Adică nu-i ceva nou, că wow, am descoperit. Mereu am vrut să fac muzică, da. Și unde s-a oprit gruparul? Păi, tot cu plecatul ăsta. Și... toți știi cum te convin că nu, din bani n-ai scoți nimic și las-te, apuc-te de o meserie, ceva mai bine plătită sau ceva de genul. Și eu cumva nu-mi dădeam seama că poți să faci bani din asta, știi? Până n-am văzut alții care o fac, știi? Gen chiar sub Carpați și... Da, Unda Comună. Cu Unda Comună am început să concertez prin România. S-a început cu colectivul chestia aia, când a fost ars colectivul. Și s-au stopat toate concertele, că trebuia să am niște lansări. Și s-au stopat și cumva a fost și o mică dezamăgire, cumva. Și în muzică, și în oameni, și în
Da, și mi-a trebuit un pic de pauză, știi, o izolare de asta. Și s-a oprit gruparul și a apărut fratele Gheorghe. Da, păi... Cum a apărut fratele Gheorghe? Păi na, fratele Gheorghe n-a apărut, el era tot mereu. Poți să zic că gruparul a apărut într-o perioadă mai dark, mai întunecat, așa. Și așa, după adolescența aia, rebeliunea, frustrarea, tot... Nemulțumirea din perioada. Toate emoțiile astea, cumva, trebuia descărcate, cumva. Și mulțumesc pentru modalitate, pentru hip-hop și pentru, da, muzică în general. Poți să te exprimi. Și mai departe... Și transmiți un mesaj, da. Da, da, asta e scopul până la urmă. Și mai departe, tu ai... ai făcut, adică eu te știu de când tu cântai cumva mai mult reggae și ai avut colaborările cu Via Dacă, după asta am auzit că ai început să vezi ce fac sub Carpații, acolo ce se întâmplă, cum e? Ce se întâmplă? Acolo e mișcare, da, băieții sunt foarte... Acolo, într-adevăr, e o trupă, e o echipă, am văzut cum se lucrează ca echipă. Noi am colaborat, noi mai mult ca prieteni am fost, n-am colaborat business-wide încă, da, mai mult ca prieteni și am văzut, am fost cu el pe la concerte, am văzut cum se face treaba și, da, în general, ce înseamnă să menții o trupă, e foarte greu să menții o trupă în viață. Și ați început să lucrați la ceva împreună? Este ceva pe drum? Da, da, desigur. Da, dar tot la timpul lui, eu trebuia să fac piesă cu Bin, pe albumul meu de hip-hop. Aveam un track care, da, l-am văzut eu acolo. Și țin minte că am trimis piesa, dar era într-o perioadă, cred că foarte ocupat și, da, cumva n-am mai făcut nimic atunci. Și uite că peste 5 ani sau cât acolo, da, cumva ne-am revăzut. Și, da, am avut toate șansele să facem piesă, dar eu am lăsat așa un pic natural să curgă tot și să mă dezvolt eu un pic. Da, tot la timpul lui, noi o să scoatem. Și cu Via Dacă, cum a fost colaborarea? Via Dacă ne-am întâlnit de câteva ori așa întâmplător și după aia am început să mai vorbim, să... Eram, mă duceam des la, ne vedeam des la el la studio și mi-arătau ce mai au ei, mi-arătam și eu ideile mele. Și Iulia a venit cu ideea, hai să facem o piesă despre pădure, atunci în perioada aceea când... Și hai să facem. Și cam asta. A ieșit bine. A ieșit. Nu ești mulțumit? Ok, nu, mulțumit, da, mulțumit nu pot să fiu niciodată. Da, sunt mulțumit pentru că fac asta și... Dar oricum lucrez, mereu lucrez la... nu perfecțiune, dar lucrez ca mesajul să ajungă mai curat și mai pe înțelesul oamenilor, știi? Să nu încă fac cercuri, știi, în direct. Și cum sunt oamenii la noi? Uite, partea de public, de... Tu i-ai prins cumva sau le-ai cântat și 10 ani în urmă, și 5 ani în urmă, și acum, și reggae, și hip-hop, și... La noi un pic, nu am impresia că nu se apreciază în adevărat sens arta și muzica. Dau un exemplu. Uite, în Italia, dacă ieși cu chitara, lumea cumva vrea să te asculte, știi, are dorința asta, hai să, da, știi, interesant, cum... Dar la noi, să ieși cu chitara, cumva, unul poate să te înjuri ceva, sau, hai încă unul care cântă, da, nu, uite, acolo încă mai sunt 1000, știi, nu pot să spun că mi-a spus cineva sau m-a apreciat. Ai încercat când sunt în stradă? Nu neapărat în stradă, dar la publicul la care am cântat, știi? Și nu-i trebuie educat publicul nostru. Serios? Să fii mai receptiv și să asculti. Mulți vorbesc între ei când tu cânti, știi? Și asta e foarte foarte disrespectuos. Așa-i?
da. Eu credem că asta, mie mi-e interesant să aud asta cumva și de la tine și de la o muzică care, cum ne dai, în box, e tare, știi? Și la muzică clasică, asta noi spunem deja de mult timp, că oamenii trebuie, publicul trebuie educat, da. Că se vorbește, că se deranjează, dar acum auzând asta și de la tine, cred că... Ceva comun, da. E ceva comun, știi? Și înseamnă că sunt lucruri la care trebuie de gândit. Publicul, da. La care trebuie să se gândească publicul, exact. Un pic de respect. În România, când am avut primele interacțiuni, am fost un pic șocat de public, de receptivitate. Da, acolo, cumva, simt echilibrul ăsta, știi? Acolo te duci tot, te laud, te ridic în slăvi aici, cui trebuiești. Cui trebuiești. Îmi place echilibrul ăsta. Eu n-am fost niciodată nici pe partea asta, nici pe partea cealaltă. Nu m-a interesat faima sau să fiu văzut, doar de dragul că să fiu văzut. Da, cum te uiți tu la, sau ce atitudine ai față tu de publicul care se uită la muzicieni, cumva... ca la niște discuri. Eu le spun la asta discuri, știi, care ei îl pun, cântă. Azi am ascultat de două, trei ori, nu mi-a plăcut la gunoi. Uh-huh. După asta pot să-ți spună, da, cântă așa ceva, da, cântă mai bine așa ceva, sau hai mai scoate două, trei piese, da. Că m-am săturat. Ca la produs. Ca la produs, da. Simți așa o atitudine? Da, desigur, sunt. Sunt unele cercuri, când mă văd cu ei, mă întreabă dacă... Unica ce mă întreabă e asta, da. Păi mai am viață, mai am grădină acolo de udat, niște plante. am de ajutat. Este de lucru. Da, este de lucru. Este viață, da. Nu e tot doar muzică. Nu neapărat plac. Mai ascult. Nu spun că ignor total, dar uneori știi când să asculți, știi când trebuie să fii de acord sau nu. Simt asta. Bun, Gheorghe, vorba mult sărăcie, omul ne mai cânt ceva, nu? Da, vreau să cânt o piesă de lui Nicolae Sulac, o piesă folclorică. Ți-mi pare că îți place și Sulac, nu? Da, eu sunt clubul... Clubul Nicolae Sulac fans. Da, și... Mi tot îmi place foarte tare, știi că și eu sunt club. Da, are niște punchline-uri tare. Punchline-uri. Și... Deșteptația în români sunt tratați ca niște câini. Da, mai multe. Păi, folclorul a fost ignorat de mine când eram aici, când locuiam în Moldova. Abia când am fost plecat mult timp, atunci am simțit, ascultam și plângeam, simțeam, știi, fiori. Până atunci nu înțelegeam, folclor, bine, ok, nunți, cumătrii. Da. Pe urmă am înțeles un pic valoarea și... Ce când profund. De Sulac? Tinerețe. Tinerețe. Bun. Nicolae Sulac, tinerețe, cânt fratele Gheorghe. Eu. Așa-i viața omului, om-i valoarea teiului, din bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i, măi. Thank you.
tine ți-ai pus pe gând. Vrei să mă bagi în mormânt, să mă vezi pe drum mergându-mă. Să mă vezi pe drum mergând, în baston eu sprijini și de dragoste vorbindu-mă. Așa-i viața omului, cum-i floarea teiului, în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu. Gheorghe, eu live-urile dinainte le terminam cu chestionarul lui Proust, chestionarul lui Marcel Proust, un chestionar foarte fain, nu o să le pun pe toate, dar sunt două întrebări de acolo foarte interesante, mie care îmi plac foarte tare și am zis că cu astea o să încep, să zic așa, ultima parte a discuției. Proust întreabă la un moment dat dacă ar fi să poți vorbi cu orice om care o trăie vreodată până acum. Cu cine-i vorbi? Care o trebuie vreodată? Aș vorbi cu Nikola Tesla și... Ce ai să-l întrebi pe Nikola Tesla? Să-l întreb, dar cum faci asta? Cum ai făcut asta? Nu știu, cineva din străbunei, cred că. Cineva din buniei sau străbuniei. Da. Da. Și ultima întrebare din chestionarul lui Proust e dacă ai ajuns, adică ajuns în fața lui Dumnezeu, ce o să-i spui? Iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Pe ei, pe tine? Pe mine, la tine, fel. Pe tine tot. Păi ce, care e diferența dintre mine și ei? Aha. Adică noi nu spui cumva, fiind aici, arăți cu degetul la pământ, fiind în cer, arăți cu degetul. Cred că suntem toți. Toți la un loc. Da. Iartă-i că nu știu ce fac. Bun. Dar eu chiar eu urmăresc ce mai postez din când în când și am văzut că și la ziua mea mi-ai adus o carte cu Sfântul Ioan Maximovici. Tu ai o legătură, din ce văd eu, deosebită cu... Nu știu, tu numești asta Dumnezeu? Da? Că unii numesc asta... Dumnezeu, univers... Univers, spiritualitate... Aceeași, cumva toți numesc diferit, dar... Nu vreau să spun așa, să generalizez că toți care cred că ăla e Dumnezeu, ăla e, nu... Da, fiecare are o părere acolo, dar adevărul e unul, adevărul e absolut. Când a apărut cumva apropierea asta? E o chestie recentă sau...? Când supraviețuiești niște trăiri care nu crezi că le-ai supraviețui sau nu crezi că reușești singur, știi, cumva. Sunt niște experiențe care, nu știu, transcend cumva toată palavrageala asta. E ceva mai profund. Nu-s în stare să vorbesc acum despre asta. Dar știu că este. Știu că este. Crezi că undeva... În adevărul e dacă ne-am întoarce toți cu, da? Cu fața la... Cu fața la noi, la setările de bază, noi cum am fost. Că noi cumva am deviat un pic. Noi, nu știu, muzicienii, eu cred că muzicienii atei, asta e un pic paradoxal. Cum să demonstrezi că ceva există când... Da, nu poți arăta. De exemplu, nu știu, muzica spune multe. De exemplu, aici ai altă notă. Dacă în împreună, eu fac a treia chestie. Și a treia chestie nu există. Există doar asta și asta. Dar împreună eu fac a treia. Și nu știu, asta e un pic de gândit. Da, nu, muzica, de fapt, e bună asta cu muzica. Eu tot așa cred că muzica e o chestie foarte mistică, fiindcă nu prea poți să pui mâna pe muzică, știi? E greu să spui unde e muzica, știi? Că, mai ales noi care cântăm muzica clasică, o cântăm de pe note, știi? Notele sunt niște puncte negre pe o foaie, știi? Muzica e din altă parte. Dar dacă ar fi să exemplifici cumva, uite, noi deviem. Deviem unde?
fiecare trage plapuma asupra lui, nu se gândește ce simte, ce ar simți altul. Oare afectez eu cumva prin acțiunile mele pe alte vietăți, nu neapărat doar oameni, alte vietăți, alte animale. Noi ar trebui să creăm condiții la microorganisme și animale, nu să distrugem. Da, cam asta facem acum. Și cum crezi că ar putea noi să ne întoarcem spre ei? Păi, care ar fi calea? Păi, calea ar fi să stăm calm, să ne liniștim un pic și să vedem ce se întâmplă. Că noi alergăm, noi nu ne uităm. Noi nu mai simțim cum ne, noi nu mai știm cum ne simțim noi. Noi alergăm de la deal la vale, după bani, după carieră, după chestii care strălucesc. Ne pierdem esența, pierdem viața. Gheorghe, nu pot să te întreb, fiindcă suntem pe, între Prut și Nistru și cred că una dintre ocupațiile de bază și preferate a moldoveanului este să vorbească despre alți moldoveni. Tu când te uiți, tu în general cum te auto-identifici? Ca fiind ce? Unii își spun moldoveni, alții își spun basarabeni, alții își spun români, alții își spun chișinăuieni, poate, nu știu, băcioieni. În primul rând, om. Eu cred că sunt om și niciodată nu m-am uitat la alte culturi ca la ceva aparte sau la alte rase ca la altceva. Mereu am văzut om în om, ochi. Aici revenim la Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Cel ce zace în mine ca mine, cel ce zace în tine ca tine. Cum te simți tu în general în tot mediul ăsta de... Nu știu, noi tot observ, eu începem să alergăm unde nu prea știm, toți pleacă, toți revin, toți sunt nemulțumiți. Tu cum treci? Care e poziția ta față de ce se întâmplă la noi în general? Ai găsit o stare de spirit, un zen așa? Da, cumva eu am ajuns la concluzia că ne naștem unde ne naștem cu un scop și trebuie să facem ceva. Nu trebuie să ne plângem că nu avem asta sau nu avem asta, trebuie să construim. Dacă să așteptăm să vină cineva, să vină Mântuitorul să ne salveze, nu o să vină. Trebuie să punem cine a învățat, ce era Iisus, era tâmplar, ce făcea, construia orașe, familia lui construia foarte mult. Asta e un exemplu. Ar trebui să construim ceea ce n-avem. Nu să plecăm să căutăm în alte părți. De ce ne lipsește? Ne lipsește... voia bună, cred că. Și știi cum e o situație. Un subiect delicat, pentru că în timpul comunismului s-au deportat mulți inteligenți. Toată inteligența a fost ucisă, prigonită și de asta cumva eu. Asta tot e un motiv pentru ce, de ce suntem aici, unde suntem. Da, motivele le știm. Motivele bine, sunt foarte multe. Bine, hai să nu învinuim acum, să arătăm cu degetul, dar să vedem ce putem face, o soluție, știi? Fiecare problemă e o soluție, eu așa cred. Gheorghe, uite, sunt foarte puține locuri în care tu, sau eu cel puțin le-am văzut, în care tu vorbești cu publicul prin cuvinte. Deși ai multe cântice, ai scos, ai cântat, prin cuvinte vorbești mai puțin, știi? Dacă ar fi să ai așa, să zicem, două, trei mesaje, știi? Uite, să uită niște oameni la noi care poate uneori din piesă ei aud numai ritmul, știi? Sau din hip-hop ei aud numai beat-ul, știi? Dacă ar fi să le spui ceva prin cuvinte, știi? Ce le spune? Păi să fii liniștit, în primul rând, să fii calm și să nu alerge, să nu alergați după chestii care la moment aduc plăcere sau confort în ghilimele, să pună accent pe valori lăuntrice, pe igienă sufletească. Toți se spală acum pe mâini, Da. Dar cine o să spele pe suflet? Pe suflet e mai greu de spălat. Toți se întreabă, dar de ce? Sunt chinezi care trăiesc până la peste... Sunt acum, au găsit chinezi care peste 300 de ani. Serios? De ce? De ce trăiesc așa de mult? Că mănânc orez. Ok, bine, poate fi și asta, știi, dar
E o igienă mentală, zenul ăsta, suflete, zâmbetul lăuntric se numește. Și asta te scutește de mult. Ne întoarcem la zâmbetul lăuntric, să ne mai zâmbim. Gheorghe, mersi! Mersi frumos că ai venit, tu să ne mai cânti ceva, eu o să le mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, Gheorghe, cu drag, să știi, din partea mea, cu mare drag. No, noi ne-am dat mâna și înainte, ne-am dezinfectat pe mâini, dragi prieteni, nu faci. Ne asumăm. În primul rând, cred că le mulțumesc celor care au făcut toată treaba asta posibil, o iau de la dreapta la stânga. George, mersi frumos. Roxanda, mersi frumos. Răzvan și cred că Adrian, tot îți mulțumesc și ție că urmează să montez. Azi a fost fratele Gheorghe cu noi. Dacă o să vedeți în prima noastră tentativă de a coborî din pod, de a cădea din pod anumite hibe sau anumite locuri neperfecționate, credeți și iertați. Și până atunci, Gheorghe, spre în ultimele sunete ale acordului magic, chitaristic, sub via asta rocoroasă pe care ne-a ținut și de umbră la început, acum și de răcoare, vă spunem mulțumesc frumos, seară bună și Gheorghe, ai microfon. Vanitate în Sodom, văd cum flacăra închide întregul Babilon. Nața Gheorghe, bună Ion, bă, ce să mai audă de la voi în Babilon? Bună Ion, bă, ce să mai audă de la voi în Babilon? Ce să mai audă pe la voi în Babilon? Bună Ion, bă, ce să mai audă pe la voi în Babilon? Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra închide întregul Babilon. Bună dimineața, Gheorghe! Nața Gheorghe, bună dimineața Gheorghe, deșteaptă-l pe Ion. Omorai în flăcări, lumea țipă ajutor. Omorai în flăcări, cărarea spre izbor. Egalea ce m-a ales o mamă, sunt un luptător. Adă fecior, tu ce-o luptă nevăzută, ai născut un luptător, măi. Și nu-i ușor, duc până la capă, fiindcă sunt un luptător. Când ne dore nu-i ușor, dar duc până la capă, fiindcă sunt un luptător, măi. Omorai în flăcări, cărarea spre izvor, egalea ce m-a ales o mamă, sunt un luptător. Adău feciul și lume nevăzută, născut un luptător. Născut un luptător, dar duc până la capă, fiindcă sunt un luptător. Duc până la capă, fiindcă sunt un luptător. Și nu-i ușor, dar duc mâine la capă, fiindcă sunt un luptător, măi.
cărarea spre izvor, e calea fără de frigă, fii atent la semafor. Yeah.